When I first started to talk to women about sexual intimacy, când am început prima dată să vorbesc despre femeilor, despre intimitatea sexuală, sometimes people would ask me, how did you end up doing this? Au fost unii care m-au întrebat, draga mea, dar cum ai ajuns să vorbești tu despre asta? And I can promise you, I never as a little girl said to my mom, I want to talk about sex to ladies. Vă spun că niciodată nu i-am spus mamei mele când eram doar un țânc de copil, mami, eu când sunt mare o să vorbesc femeilor despre sex. This was not my career dream. Nu asta era cariera mea de vis. But as I started to teach on marriage, I ended up doing some teaching on sexual intimacy. Dar pentru că am început să vorbesc despre căsătorie, am început inevitabil să abordez și această problemă a sexului. And the first time I spoke to a group of women on sexuality, și prima dată când am vorbit unui grup de femei despre sexualitate, I was so nervous and I had hives everywhere. Am fost așa de emoționată. And everyone was really quiet. Și toată lumea era așa de liniștită, nimeni nu zicea nimic. They all sat there like this. Stăteau și numai se uitau cu ochii așa la mine. And in my mind I was thinking, I will never do this again. Și în mintea mea mi-am spus, nu mai fac asta niciodată. Because when an audience is really quiet, usually that's not good. Pentru că atunci când o audiență este nu zice nimic, chiar nu zice nimic, nu e un semn bun. But as soon as I was done speaking, women just flooded up to ask me questions. Însă îndată ce am isprăvit cu vorbitul, au venit multe, multe întrebări. Finally, they had a place to ask the questions that they always wondered about. Acele femei aveau un loc în care să poată pune întrebările care le frământaseră de atâta vreme. And the Lord showed me that even though I didn't have all the answers, și Domnul mi-a arătat că deși nu aveam toate răspunsurile, at least I could provide a place for them to begin talking. Cel puțin am putut să le ofer un loc, un cadru în care ele să se deschidă și să vorbească despre problemele astea. It seems that everyone in the world talks about sex. Și se pare că toată lumea vorbește despre sex. But the church doesn't talk about it. Cu excepția bisericii. And I love what Howard Hendricks said. Și îmi place ce spunea Howard Hendricks. We should not be ashamed to talk about what God was not ashamed to create. N-ar trebui să ne fie rușine să vorbim despre ceea ce lui Dumnezeu nu i-a fost rușine să creeze. But as we talk about sexual intimacy, dar vorbind acum despre intimitate sexuală, we want to do so with reverencing the holiness of God. Vreau să o facem cu reverență și onorând pe Duhul lui Dumnezeu. And reflecting his design for it. Reflectând în același timp designul lui Dumnezeu pentru căsnicie. When I first got married, somebody told me that sex is a gift. Când m-am căsătorit, cineva mi-a spus că sexul este un dar. And I couldn't wait to open up this gift. Și abia așteptam să deschid cutia cu cadouri. And on our honeymoon, we opened up this gift. Și în luna de miere, iacătă că eram stăpân pe acest cadou. And I wanted to say to God, really? You didn't have to. Și când am văzut în ce consta acest cadou, îmi venea să zic Domnului, atâta? Atâta-i tot? Couldn't you have given me something else as a gift? Nu puteai să-mi dai altceva în cadou, alt dar, alt cadou? Isn't there a gift receipt somewhere here? Pe undeva prin coliba asta noastră, nu mai e un alt dar pentru mine? Because it wasn't the kind of gift that I was expecting. Nu asta era darul pe care eu îl așteptam. It wasn't at all like Hollywood said it was supposed to be. Nu era darul pe care îl promovează cu atâta pasiune Hollywoodul. Here in Romania, do children play with Legos? Copiii din România se joacă cu Lego, da? If you go and you buy Legos, you see on the outside of the box something really cool. Când te duci și cumperi o cutie cu bucățele din acelea Lego, vezi pe cutie așa ceva foarte frumos construit din bucățelele acelea mici. You see a picture of a castle or a car or an airplane. Un castel, un avion, o mașină. And if you buy the Legos and open up the box expecting to find that, you'll be in for a surprise. Și dacă te cumperi acea cutie cu piese de Lego, te duci acasă, o deschizi și ești foarte surprins de ce găsești înăuntru.
Instead of finding what's on the cover of the box, în loc să găsești ce se prezintă pe ambalaj, you find a bunch of little pieces that don't make any sense at all. Nu vezi decât bucățele așa mici de plastic care nu-ți fac niciun sens. And I started to realize that sex is a lot like Legos. Și încep să-ți dai seama că sexul se aseamănă cu Lego, cu piesele de Lego. Because on my honeymoon I expected to open up something that was already completed. Pentru că în luna noastră de miere m-am așteptat la ceva care era deja complet. But instead, we just found a bunch of pieces that didn't seem to fit together. În schimb, am găsit o grămadă de bucățele care nu prea se potriveau una cu alta. Sex is a gift. Sexul este un dar. But it's a very complicated, multifaceted gift. Dar este un dar foarte complicat cu mai multe fațete. Through sexual intimacy, we have children. Prin această intimitate sexuală vin pe lume copiii. But there's a lot more to this gift than just children. Dar e mult mai mult decât atât în acest dar. And I've learned that even in the frustration, God can be working something beautiful. Și mi-am dat seama că chiar și în frustrările noastre Dumnezeu poate să facă ceva minunat. Today Linda and I want to share with you three aspects to the gift of sexuality. Astăzi împreună cu Linda vrem să vă prezentăm trei aspecte ale darului sexualității. There are three separate gifts that God has given to you and your husband to open up. Trei daruri separate pe care Dumnezeu le-a dat, ți-le-a dat ție și soțului tău ca să le desfaceți și să vă bucurați de ele. And the first is that sex is a gift of intimate knowing. Primul, sexul este darul cunoașterii intime. When sex is mentioned in the book of Genesis, când se menționează sexul în cartea Geneza, it says in my Bible, in the English translation, în versiunea în limba engleză, în Biblia mea, spune așa, that Adam lay with Eve and they gave birth to a son. Că Adam a cunoscut-o, e versiunea noastră, dar în versiunea lor e lei, adică s-a întins pe jos. No, asta ar fi imaginea. It's a pretty bad translation because we all know that they did more than lay. Știu că este o versiune destul de incompletă pentru că știm că Adam și Eva nu au făcut numai asta, adică s-au întins unul lângă altul. And the Hebrew word for what we say lay is actually yada. Cuvântul folosit pentru a se cunoaște unul pe altul este de fapt în limba ebraică yada. And the word yada means to know. Și cuvântul ebraic înseamnă a cunoaște. Vedeți, Cornilescu a tradus bine. It means to know deeply. It means to pursue someone, to know them intimately. Înseamnă a cunoaște în profunzime, a cunoaște în mod intim pe cineva. And this is the word that God uses to describe sexual intimacy between a husband and wife. Este cuvântul pe care Dumnezeu îl folosește pentru a descrie cunoașterea intimă între soț și soție. In the Old Testament, the word yada is used about 750 times. În Vechiul Testament, cuvântul yada este folosit în jur de 750 de ori. And I don't know about the Romanian Bible, but the English Bible just doesn't have that much sex in it. Nu știu ce pot să zic despre versiunea în limba română, dar în limba engleză, Biblia nu prea are cuvântul sex cuprins pe paginile sale. But the word yada is used so many times in the Old Testament because God uses it for other reasons. Dar cuvântul yada este folosit de atâtea ori în Vechiul Testament pentru că Dumnezeu are un motiv foarte clar. He uses that same word to describe the intimate relationship that he wants to have with his people. Același cuvânt îl folosește și când vorbește despre relația intimă pe care Dumnezeu vrea să o aibă cu poporul său. One of the most precious psalms that David wrote is Psalm 139. Unul dintre cei mai prețioși psalmi pe care i-a scris David este Psalmul 139. In this psalm, David expresses how deeply God knows him. În acest psalm, David exprimă cât de profund îl cunoaște Dumnezeu pe el. And he also describes how deeply he wants to know God. Și cu câtă profunzime și dorință își dorește el să-l cunoască pe Dumnezeu. And all throughout that psalm, David uses the word yada. Și pe tot parcursul acestui psalm, David folosește cuvântul yada.
God could have chosen another word, a unique word to describe sexual intimacy between a husband and wife. Dumnezeu ar fi putut să găsească un cuvânt unic care să descrie relația intimă între soț și soție. So why did he choose to use the same word to describe the longing he has for his people? De ce folosește același cuvânt pentru a descrie relația pe care o dorește cu poporul său, Dumnezeu și poporul său? Because I believe he wanted to express that sex is about knowing someone intimately. Pentru că eu cred că Dumnezeu a vrut să ne sugereze că a avea relație sexuală înseamnă a te cunoaște unul pe altul în mod intim. It's not just a physical act. Nu este doar un act fizic. As a matter of fact, in the Old Testament, în Vechiul Testament, when sex is used without deep love, for example, when there's a rape, când sexul este folosit fără a fi însoțit de dragoste, în cazul unui viol, de pildă, or when Samson slept with a prostitute, sau când Samson s-a culcat cu o prostituată, God did not use the word yada. Acolo nu s-a folosit cuvântul yada. Because that kind of sexual intimacy was not about deep knowing. Pentru că acel gen de sex, de intimitate sexuală, nu este însoțit de o cunoaștere profundă, de o intimitate profundă. And God has given you and your husband this special way that only you and he know one another. Și Dumnezeu ți-a dat ție și soțului tău un mod special în care vă puteți cunoaște într-un mod intim. My husband and I can say one or two words to each other and only we know what we're really talking about. De exemplu, cu soțul meu avem un cuvânt sau două, când le rostim știm despre ce e vorba. It's very private. E ceva privat, doar între noi doi. We have secrets that no one else knows. Avem taine pe care nimeni nu le știe. We've shared things that we don't talk about with anyone else. Împărtășim niște lucruri despre care nu vorbim cu nimeni. And we know each other more deeply than anyone knows us. Și ne cunoaștem unul pe celălalt în mai mare profunzime decât ne cunoaște oricine. Because God has given us the gift of intimate knowing. Pentru că Domnul ne-a dat darul acesta al cunoașterii intime. And do you know that science has recently proven that this is true? Și știați că știința a dovedit recent că acest lucru este într-adevăr adevărat? Has your husband ever said to you after sexual intimacy, I just feel closer to you? V-a spus vreodată soțul vostru după ce ați avut o relație sexuală, mă simt mai aproape de tine? And you probably thought he was just making that up. Și probabil că voi v-ați gândit, a zice și el așa. But science is showing us that that is actually true. Dar știința ne arată, acum ne dovedește că asta este adevărat. We have a hormone in our body called oxytocin. Avem în trupul nostru un hormon numit oxitocină. Oxytocin is also called the cuddle hormone. Această oxitocină mai este numită și hormonul drăgălășeniei, cumva cuddle, înseamnă a te ghemui în brațele celuilalt. And women get lots of oxytocin in their bodies when they're pregnant and when they give birth and when they nurse. Femeile când rămân însărcinate, când dau naștere copiilor, când alăptează, au o cantitate mare de oxitocină în corpul lor. And oxytocin just makes you feel like you want to love something. Și această oxitocină te împinge, așa te determină să iubești pe cineva mai mult. When I was pregnant, I would see a little Bible like this and say, "Oh, it's so cute." Când eram însărcinată, mi se întâmpla să văd, să zicem așa, o Biblie micuță, să o iau și zic, "Oh, ce drăguț." And I have to take it home. Și trebuie să o iau acasă. And God has a reason for this. Domnul are un motiv pentru asta. When our babies are born, we actually think they're cute. Când copiii noștri se nasc, chiar credem că ei sunt drăgălași. And we want to take them home even though they wake us up all the time. Și vrem să îi luăm cu noi acasă, chiar dacă ne țin treze toată noaptea. And we want to keep them even when they pee on us and puke on us. Și vrem să îi păstrăm chiar dacă fac pipi pe noi și caca pe noi. Because of oxytocin. Și asta din cauza oxitocinei. Otherwise we throw them out. Altfel i-am aruncat pe geam. Do you know that your babies poop actually smells better to you than any other baby's poop? Știați că cachi de la bebele tău miroase mai frumos decât cachi de la bebele prietenei tale? You can be changing your baby's diaper and eating a sandwich. Poți să schimbi pampersul copilului tău și în același timp să mănânci un sandwich. And it doesn't bother you at all. Că nu te deranjează.
And then you change another baby's diaper. Dar dacă ar fi să schimbi scutecul Pampers-ul altui bebeluș? And it's oh, terrible. Ui, teribil. It's because of oxytocin. Din cauza oxitocinei. Now women have this in their bodies quite a bit. Concluzie, femeile au oxitocină destul de mult în corpul lor. If you hug your husband for about 15 or 20 seconds, you'll get oxytocin. Dacă îți îmbrățișezi soțul 15 sau 20 de secunde, oxitocina, nivelul ei se ridică. You can feel oxytocin when you're talking to him and looking in his eyes. Te uiți în ochii lui, vorbești drăgălaș și simți cum se ridică nivelul oxitocinei. But men don't have so much oxytocin. Dar bărbații nu au atât de multă oxitocină. And you can't put it in their food. I tried. Și să știți că am încercat să le pun în mâncare, să-i pun în mâncare, dar nu. N-a rezolvat nimic. Men only get oxytocin in their bodies at one time. Bărbații secretă în trupul lor să secrete oxitocină o singură dată. Într-o singură ocazie. And it's right after sexual intimacy. Imediat după relația sexuală. Did you know this? Știați asta? So when your husband tells you how beautiful you look, așa că dacă soțul tău îți spune cât de frumoasă ești, he's not making that up, it's oxytocin. Să știți că nu inventează, e din cauza oxitocinei. But if they fall asleep immediately, if they fall asleep immediately, they'll say you're beautiful when they wake up. Dacă adorm imediat după relația sexuală, o să vă spună că sunteți frumoase când se trezesc. And the oxytocin lasts for several hours. Oxitocina durează câteva ore, adică nivelul ei e ridicat câteva ore după aceea în corpul lui. And so I've learned that sometimes when my husband and I have conflict, așa că eu am învățat că uneori după ce am ceva conflicte cu soțul meu, that man needs some oxytocin in his body. Mi-am dat seama că el are nevoie de oxitocină în trup, de asta am eu tensiuni cu el. So God has given you the gift of intimate knowing. Așa că Domnul v-a dat vouă darul cunoașterii intime. And we see that it's true in scripture. Vedem că și Scriptura atestă lucrul ăsta. And we also see that to be true in the way that God created our bodies. Și vedem că acest lucru este adevărat și în felul în care ne-a creat trupurile Dumnezeu. Linda's going to come up and share the second gift. Al doilea dar va fi prezentat de Linda. You ask lots of questions. Ați pus o mulțime de întrebări. Julie, I think they need the series that we, the Bible study we've done called Passion Pursuit. Julie, cred că femeile astea au nevoie de studiul ăla despre încăutarea pasiunii. So we will make sure that you get it. Așa că o să ne asigurăm că îl primiți și voi. It will answer your questions. Cu siguranță va răspunde întrebărilor voastre. The second gift that God gives is called the gift of holy intimacy. Al doilea dar pe care Dumnezeu ni-l dă se numește darul intimității sfinte. John Piper said this. Now listen carefully. John Piper spunea următoarele cuvinte și aș vrea să ascultați cu atenție. The ultimate reason why we are sexual. Motivul fundamental pentru care suntem ființe sexuale is to make God more deeply knowable. Este pentru a-l face de cunoscut cu mai multă profunzime pe Dumnezeu. All right, now have you ever thought that? V-ați gândit vreodată la asta? That God gave the gift of sex so we could know him better? Că Dumnezeu ne-a dat darul sexului pentru a-l cunoaște pe el mai bine? Does that seem to go together to you? Cum se împacă acest concept cu ceea ce credeați până acum? Turn in your Bibles to Ephesians 5. Haideți să deschidem Biblia în Efeseni 5. Verses 31 and 32. Versetele 31 și 32.
Verse 31 is a quote from the Old Testament. Versetul 31 este un citat din Vechiul Testament. And in verse 32, Paul explains and expounds on the quote from the Old Testament. Și în versetul 32, Pavel explică și extinde puțin acest citat din Vechiul Testament. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. A man is to leave his mother and father. Bărbatul trebuie să-și lase mama și tatăl. To cleave, which means stick like glue. Să se lipească de soția sa, adică să se lipească așa cum se lipește lipiciul. And the two shall become one flesh. Și cei doi vor deveni un singur trup. Now this phrase one flesh isn't talking about being one intellectually or emotionally. Acest cuvânt folosit pentru un singur trup nu se referă la a fi una din punct de vedere emoțional sau intelectual. It's talking specifically about the act of sexual intercourse. Și se referă în mod specific la relația sexuală. So the two are going to become one sexually. Cei doi vor deveni una sexual. And then in the next verse Paul says this one flesh intimacy is a great mystery. Și apoi în versetul următor îl vedem pe Pavel spunând intimitatea asta sexuală este de fapt o taină. But he says what I'm really talking about is Christ and the church. Dar dragilor, spune el mai departe, eu vă vorbesc acum despre Hristos și biserică. Okay, that's confusing. Mi se pare puțin confuz. Throughout the scriptures, God uses the physical to explain the spiritual. Pe parcursul Sfintelor Scripturi, îl vedem pe Dumnezeu folosind lumea fizică pentru a explica lumea spirituală. We're physical beings. Noi suntem oameni, suntem trup, suntem fizic aici. And we understand the physical much better than we understand the spiritual. Și ne este mult mai ușor să înțelegem tot ceea ce ține de domeniul acesta al fizicului. In John 15, în Ioan 15, God is called the gardener. Dumnezeu este numit grădinarul. And it talks all about how Jesus is the vine and we are the branches. Iisus este vița, iar noi suntem mlădițele, se spune acolo. And that we are to abide in the vine, Jesus, and we're going to bear fruit. Și dacă rămânem în viță, care este Iisus, vom aduce rod, spune Scriptura. Now is Jesus really a vine? Putem spune că Iisus era viță de vie? You don't look like branches to me. Ah, nu semănați cu niște mlădițe de viță de vie. No, God is using in this chapter the physical, something we can see and put our mind around and understand. Dumnezeu folosește în acest capitol ceva ce putem vedea, ce putem vedea cu ochii aceștia fizici. Because we're physical beings and it will help us understand the spiritual. Pentru că suntem ființe materiale și asta ne va ajuta să înțelegem și lumea spirituală. Because if I go out and look at a grapevine, dacă aș ieși afară și m-aș uita la o viță de vie, and I watch that the branches aren't struggling to abide in the vine. Iar așa aș constata că mlădițele nu se străduiesc ele prin propria putere să rămână acolo în viță. They are just strongly connected to the vine. Ci pur și simplu sunt conectate la butuc, la acea viță de vie natural. And all of the nourishment is flowing from the vine feeding the branches. Iar hrana vine prin tulpină și se întinde până la mlădițe. And as the nourishment flows from the vine to the branches, there's fruit.
much fruit. Și pe măsură ce hrana trece prin tulpină, ajunge în mlădițe, mlădițele acestea ajung să aducă roadă, roadă multă, bogată. And God says, understand the physical, because that's what it means for you to abide in Christ. Și Domnul ne spune, trebuie să înțelegeți lumea aceasta fizică, materială, pentru că astfel veți înțelege și lumea spirituală. Be connected to Christ. Rămâneți conectați la Hristos. And the power of the Holy Spirit will flow through you and you will bear much fruit. Și puterea Duhului Sfânt va curge prin voi, iar voi veți ajunge să aduceți roade, multă roadă. Throughout the scripture. Pe tot parcursul Scripturii. God paints physical pictures so we can understand the spiritual. Dumnezeu prezintă imagini fizice ca noi să putem înțelege spiritualul. And ladies, here I believe he's saying. Iar dragile mele, cred că aici el spune. All right, you look at the intimacy and the closeness in sexual intercourse. Priviți la intimitatea, la apropierea care se realizează în relația sexuală. You look at how your bodies fit together. Priviți la felul în care trupurile voastre se armonizează unul cu altul. This is the closest intimacy we can have between two people on earth. Aceasta este cea mai mare intimitate care poate exista între doi oameni pe pământ. There is intimacy. Este intimitate. There is ecstasy. Este extaz. And when you understand that, și când înțelegi acest lucru, when you experience that, când experimentezi acest lucru, it is to lift your eyes. Ești îndemnată să-ți ridici ochii. Because spiritually, this is the degree of spiritual intimacy the Lord wants to have with each of us. Pentru că din punct de vedere spiritual, aceasta este măsura spirituală de intimitate pe care Dumnezeu o vrea cu fiecare dintre noi. He says, understand the physical, înțelegeți fizicul, and look to the spiritual, și căutați, priviți spre spiritual. And you will see how close I want to be to you, my bride. Și veți vedea, și vei vedea cât de aproape vreau să fiu eu de tine, mireasa mea. Okay, listen carefully, ladies. Vreau să ascultați cu mare atenție, dragele mele. There is nothing sexual about our relationship with Jesus Christ. Nu există nimic sexual în relația noastră cu Iisus Hristos. But God chose the sexual to describe the degree of spiritual intimacy that he longs to have with us. Dar Dumnezeu a folosit imaginea intimității sexuale pentru a descrie imaginea intimității spirituale sau măsura intimității spirituale pe care Dumnezeu o vrea cu noi. And I find that women think this is difficult to comprehend. Am constatat că pentru femei e greu să înțeleagă acest concept. Sex is so earthy. Sexul pare un lucru care ține atât de domeniul material, de domeniul fizic. I mean the sights, the sounds, it's just so earthy. Adică, na, ceea ce vezi, poate ceea ce auzi în timpul ăla, pare atât de, na, banal sau pământesc sau material sau sexual. It just doesn't seem that the sexual and the nu. Spiritual go together. Parcă nu există nicio paralelă între partea asta sexuală și partea spirituală. Ladies, of everything God could have chosen, he chose sex to explain the spiritual. Dragile mele, Dumnezeu ar fi putut alege orice, dar a ales imaginea intimității sexuale pentru a explica imaginea intimității spirituale. He's the one that wrote this in the word, not me, not Julie. Nu eu, nu Julie a scris aceste cuvinte în Scriptură. El a scris. Do you know what this says to me? Și știți ce înseamnă asta pentru mine? It says not only does God think sexual intimacy between a husband and wife is beautiful, că nu numai că Dumnezeu consideră că relația intimă între soț și soție este ceva frumos. He thinks it is holy. Crede că e sfânt.
He thinks it is so holy that he uses it to describe. Și este atât de sfânt încât o folosește pentru a descrie spiritual intimacy. Intimitatea spirituală. That overwhelms me. Asta pe mine mă copleșește. It overwhelms me. Mă copleșește. Ladies, sex is about more than just your marriage. Dragile mele, sexul înseamnă mai mult decât căsnicia voastră. God says that it is a picture of the spiritual intimacy he wants to have with you personally. Dumnezeu spune că este o imagine a intimității spirituale pe care o vrea cu fiecare dintre noi. He wants to be bonded with you. Dumnezeu vrea să fie legat armonios de tine. He wants to be so close that it's hard to find words to describe it. Vrea să fie atât de aproape de tine încât să fie greu de descris o asemenea relație de apropiere. Ladies, I'm convinced if you really understand these two verses, eu sunt convinsă că dacă ați înțelege cu adevărat cele două versete, it can change the way you view sexual intimacy in your marriage. Felul în care priviți relația sexuală în căsnicia voastră s-ar schimba. It's like God takes a great big stamp that says holiness. E ca și cum Dumnezeu ar lua o ștampilă mare pe care scrie sfințenie. And he stamps your sexual intimacy with your husband. Și o pune pe relația intimă pe care o ai cu soțul tău, o pecetluiește. That overwhelms me. Iar asta pe mine mă copleșește. We said first that sex is a gift of intimate knowing. Am spus mai întâi că sexul este un dar al cunoașterii intime. Secondly, we said that sex is a gift of holy intimacy. Apoi am spus că sexul este darul intimității sfinte. And third, I want you to understand. Și în al treilea rând aș vrea să înțelegeți that sex is a gift of pleasure. Că sexul este un dar al plăcerii. I've read through the Bible looking to understand why God created sex. Am citit Biblia și am încercat să înțeleg de ce a creat Dumnezeu sexul. And I found 6 reasons in the scripture. Și am găsit 6 motive în scriptură. But do you know the one of those 6 reasons that God talks about the most? Dar știți care este motivul despre care vorbește Dumnezeu cel mai mult? It's pleasure. Plăcere. Did you know God is for sexual pleasure? Știați că Dumnezeu este pentru plăcerea sexuală? He talks about it the most. Pentru că vorbește cel mai mult despre acest aspect. Turn in your Bibles to Proverbs chapter 5. Deschideți Biblia la Proverbe capitolul 5. Let me tell you what chapter 5 of Proverbs is about. Vreau să vă spun despre ce e vorba în capitolul 5 din Proverbe. It's training from a father to his son. Aici un tată își instruiește fiul. About sexual intimacy. Cu privire la intimitatea sexuală. And the first 14 verses say stay away from sex outside of marriage. În primele 14 versete tatăl îi spune fiului ferește-te de relația sexuală în afara căsătoriei. A young man is told if you are attracted to a woman, don't even go down the street where she lives. Tânărului respectiv îi se spune dacă te simți atras de o femeie, nici măcar nu te du pe strada unde locuiește ea. Because if you do that, it will end in death. Pentru că dacă pornești pe acea cărare, vei sfârși în moarte. God is serious. Dumnezeu este serios. Stay away from sexual intimacy outside of marriage. Ferește-te de relația sexuală în afara căsătoriei.
But then in verse 15 he tells the young man where to seek sexual pleasure. Însă în versetul 15 îi spune tatăl tânărului unde să caute plăcere sexuală. Why don't you read verse 15? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Why don't you read verses 18 and 19? Să citim și versetele 18 și 19. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. I bet it says in Romanian just what it says in English. I think so. Cred că și în românește scrie ce scrie și în engleză, nu? In verse 19, does it talk about the wife's breasts? În versetul 19, oare se vorbește despre sânii soției? Yeah, it says let her breasts satisfy you at all times. In verse 19 of Proverbs 5? Yeah. They didn't do the Romanian Bible right. N-au tradus Biblia română bine. All right, I'm going to read you verse 19 out of my Bible. And vreau să vă citesc versiunea în limba engleză și să vă spun ce zice versiunea aceasta. It says as a deer, as a graceful deer. Așa zice și la noi. Cerboaică iubită sau precum e o cerboaică iubită, let her breasts satisfy you at all times. Și plăcută, lasă ca sânii ei să te satisfacă tot timpul. Be exhilarated always with her love. Fii îmbătat sau în extaz tot timpul după dragostea ei. Doesn't say that in your Bible? It does not say about breast anything. Oh, sorry. Some translator was just kind of embarrassed. Probabil că unii traducători au fost nițeluși stânjeniți să spună lucrurilor pe nume. Yeah. Did you think I was making it up? I didn't make it up. Așa zice în engleză despre sâni. Probabil că avem și alte versiuni decât Cornilescu. Ce scrie acolo? Scrie de sâni? There are other Romanian translations that mention breasts. Yes, not this one. Okay. Sorry, I need the other one. No. I asked my husband Jody because he knows Hebrew. L-am întrebat pe soțul meu Jody pentru că el știe ebraica. To literally translate verse 19 and give me the literal translation from the Hebrew that the Old Testament was written in. Rugându-l să-mi dea traducerea literală a versetului 19 din Proverbe 5, pentru că el cunoaște foarte bine limba ebraică. And I'll read you his. Și vă citesc acum traducerea pe care el a făcut-o din originalul ebraic. Let your love and your sexual embrace with your wife. Dragostea și îmbrățișarea sexuală în relația cu soția ta intoxicate you continually with delight. Să te intoxice în mod continuu cu plăcere. Always enjoy the ecstasy of her love. Bucură-te întotdeauna de extazul dragostei ei. All right, if I was looking for two words for pleasure, I couldn't find any stronger than intoxicate. Dacă aș căuta două cuvinte care să exprime așa foarte bine plăcerea, or ecstasy. Cred că cele două ar fi într-adevăr, okay, intoxicație și extaz. Okay, ladies, what happens when someone is intoxicated? Dragile mele, ce se întâmplă când cineva este intoxicat? Now I know none of you have ever been intoxicated. Cred că niciuna n-ați fost intoxicată, nu-i așa? But you've seen people. Dar ați văzut oameni intoxicați. Okay, what happens to them? Ce se întâmplă cu acești oameni? Acum noi înțelegem intoxicați și de la
toxi infecție, just one moment to clarify the word. Înțelegem intoxicație și de la mâncare și ne apar pete pe trup sau înțelegem intoxicat cu alcool când ești mor de biat? Asta se mai poate înțelege. It means to be drunk. Yes. Așa că o să luăm în considerare varianta de mor de biat. Deci ce se întâmplă cu un om care este beat? Ce face? He's happy. He's very happy. E foarte fericit. Anything else? Altceva? Cum arată un om beat? He's in another world. He's in another world. Trăiește într-o altă lume. He doesn't know what happens to him, says somebody. Okay, he doesn't know what happens to him. Cineva zice că nu știe ce se întâmplă cu el. He loses all his inhibitions. Își pierde parcă toate simțurile. Because another substance has taken over his mind. Pentru că o altă substanță a preluat controlul minții lui. And it affects the way he thinks. Și afectează modul în care gândește. It affects the way he hears. Afectează modul în care aude. The way he sees. Modul în care vede. The way he speaks and modul moves. Modul în care vorbește și se mișcă chiar. Because he is overtaken by another substance. Pentru că este în controlul unor alte substanțe. Now, if God's holy word, dacă Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu says that a husband is to be intoxicated by the sexual love of his wife. Spune că, what does it mean? Soțul ar trebui să fie îmbătat de drăgălășiile soției lui. Ce înseamnă asta? I think that the Romanian women are smart enough to figure that out for themselves. Eu cred că femeile din România sunt suficient de inteligente ca să-și dea seama ce înseamnă asta. Turn in your Bibles to Song of Solomon chapter 4. Haideți să deschidem Biblia la Cântarea Cântărilor, capitolul 4. Have you read the Song of Solomon very much? Ați cântat. Ați citit vreodată Cântarea Cântărilor sau ați citit-o suficient de mult? It's a kind of confusing book. E o carte care ne cam nedumerește. One woman said, I just don't get it with all the jumping deer. O femeie mi-a spus odată, tu nu înțeleg cum e chestia asta cu căprioarea care tot saltă. Let me just give you a few simple things that will help you in understanding the Song of Solomon. I think they're talking among themselves. We lost them. Where are you? I lost you. Unde sunteți, dragilor, că v-am pierdut? Vorbiți una cu alta ce se întâmplă. Okay. The Song of Solomon is written in Hebrew poetry. Cântarea Cântărilor este o carte de poezie ebraică. It's a special kind of Hebrew poetry called lyric idyll. Este un gen special de poezie ebraică numit, n-am înțeles. What? Lyric idyll. Idyll. Ok, e o chestie tehnică pe care nu știu să o traduc, mă scuzați, dar ceva cu lirică. Idilă lirică, așa se zice. Ok. Mulțumesc. And in this form of Hebrew poetry, it is not in a chronological order. Și această formă de poezie ebraică nu este în ordine cronologică. It's a series of reflections of someone looking back on their life. Este o serie de reflecții ale cuiva care privește înapoi la viața lui în trecut. So it isn't all in order. Nu este prezentată în ordine. And there is a literary device called a chorus that just says things. Și apoi mai apare aici colea câte un corus din ăsta care mai spune câte ceva. And they just kind of jump in to say things that are important. Și apoi vedem că
aceste corusuri sau refrene sunt lucruri care par a fi într-adevăr importante și important de spus. And it's written in poetic symbols. Este scrisă folosind simboluri poetice. And if you understand what the words mean, this is a very erotic book. Și dacă ați înțelege ce înseamnă cuvintele în original, v-ați da seama că aceasta este o carte foarte erotică. All right, did I just use the word erotic? Oare am folosit cuvântul erotic? To refer to the Bible? Ca să mă refer la o carte a Bibliei? I did. Da, am folosit. But what God did was so beautiful. Dar ceea ce Dumnezeu a făcut a fost așa de frumos. Because things are veiled in symbols, pentru că lucrurile sunt învăluite în simboluri, a 10-year-old child can open the book and not understand anything at all. Astfel încât un copil de 10 ani să deschidă Cântarea Cântărilor și să nu priceapă nimic. He just thinks it's boring. Se pare că e plicticoasă. But Hebrew young men were not even allowed to read the Song of Solomon until they were 30 years of age. Știți că nu li se permitea tinerilor evrei să citească Cântarea Cântărilor decât după 13 ani. 30, mă scuzați, vă dați seama. 30. Okay. Most of them didn't get married until they were 30, so they weren't allowed to read it. Majoritatea nu se căsătoreau până la 30 de ani, așa că nu li se îngăduia să citească. Let me just share with you what some of the symbols of poetry mean. Vreau să vă arăt sau să vă explic cam ce înseamnă câteva dintre aceste simboluri. Most often the word garden refers to the female genitals. De cele mai multe ori, cuvântul grădină din Cântarea Cântărilor se referă la organul genital al femeii. And when the word fruit is used, it refers to the male genitals. Iar când cuvântul fruct este folosit, se referă la organele genitale masculine. And words like myrrh, cuvinte precum mir, honeycomb, honey, miere sau fagure de miere, wine, milk, vin sau lapte, were considered Near Eastern aphrodisiacs. Erau considerate afrodisiace. If you read chapter 4, dacă citiți capitolul 4, you will see that it is a beautiful and a very erotic passage. Veți constata că avem aici un pasaj foarte frumos și plin de erotism. It is the consummation of the marriage between Solomon and his young bride. Este consumarea căsătoriei între Solomon și tânăra lui soție. Look with me at verse 16. Haideți să privim la versetul 16 din capitolul 4. This is the bride speaking to Solomon on their wedding night. Aceasta este mireasa care îi se adresează lui Solomon în seara căsătoriei lor. And the bride says to Solomon, "Awake, O north wind, and come, wind of the south." Scoală-te, crivățule, spune mireasa, vino, vântule de miază zi. Make my garden breathe out fragrance. Suflați peste grădina mea ca să picure mirosurile din ea. Let its spices be wafted abroad. Mirosurile să pice din ea. May my beloved come into his garden and eat its choice fruits. Să intre iubitul meu în grădina lui și să mănânce din roadele ei alese. Okay, what do you think is going on here? Ce credeți că se întâmplă aici? Think it's pretty obvious? Nu e evident ce se întâmplă? The Romanian women are smart, Julie. Femeile românce sunt deștepte, Julie, să știi. In verse 1 of chapter 5, Solomon. În versetul 1 din capitolul 5, Solomon communicates back to his bride. Îi răspunde miresei sale. I have come into my garden. Eu intru în grădina mea. I have gathered my myrrh along with my balsam. Îmi culeg smirna cu miresmele mele.
I have eaten my honeycomb and my honey. Îmi mănânc fagurul de miere cu mierea mea. I have drunk my wine and my milk. Îmi beau vinul cu laptele meu. Solomon is saying, the garden, my garden has been very pleasurable. Cu alte cuvinte, Solomon spune, grădina, grădina mea îmi produce o nemăsurată plăcere. Ladies, your Father God, dragile mele, Tatăl nostru Dumnezeu, the creator of the universe, creatorul universului, the creator of sexual intimacy in marriage, creatorul intimității sexuale în căsnicie, says to you, enjoy my gift. Îți spune, bucură-te de darul pe care ți l-am dat. Enjoy the ecstasy. Bucură-te de acest extaz. Enjoy the pleasure. It is my gift to you. Bucură-te de această plăcere. Este darul meu pentru tine. To you and your husband. Pentru tine și pentru soțul tău. Ladies, I think many women don't understand what Julie and I've just been sharing with you. Dragile mele, eu cred că multe femei n-au înțeles ceea ce am încercat eu și Julie să vă transmitem. And they look at life and they put the spiritual over here. It's high. It's of God. Și în fel și ca atare privesc viața, separând spiritualul care li se pare ceva greu de atins. And the sexual is over here. It is just earthy and it's lower. Și partea sexuală care ține de domeniul fizic, material, care este ceva înjositor și nedemn. And maybe they give in to pleasure? S-ar putea să accepte plăcerea pe care sexul o provoacă. But it's just so earthy that maybe it's not quite right. Dar în mintea lor, sexul este atât de ține de lumea asta atât de mult încât nu li se pare chiar normal, chiar corect. I want you to look with me at the very last phrase in chapter 5, verse 1. Aș vrea să ne uităm la ultima expresie din capitolul 5, versetul 1. Solomon has just declared how pleasurable his wife's garden is to him. Solomon tocmai declarase cât de plăcută este pentru el grădina lui. This is a very personal and intimate scene on a wedding night. Este o scenă extrem de intimă și frumoasă a nopții nunții. But then it's like the scene is suspended. Dar apoi pare că această scenă se suspendă undeva. The couple are naked and wrapped in each other's arms. Cei doi sunt îmbrățișați, goi, unul în brațele celuilalt. And then another presence is in the room. Și dintr-o dată o altă prezență umple încăperea. And we want to say no. No one should be there. Și probabil că ne-am spune nu, e o scenă atât de intimă încât nimeni n-ar trebui să fie acolo. This is private. E ceva privat. But the presence in the room is Almighty God. Dar prezența din încăpere este Dumnezeul Atotputernic. And this is what God says to the young couple. Și iată ce spune Dumnezeu tânărului cuplu. Eat, friends, drink. Mâncați, prieteni. Drink and imbibe deeply, O lovers. Beți și îmbibați-vă, zice aici, versiunea în limba engleză, iubiților. What it means in the Hebrew is feast. It's just feast on your lovemaking. În limba ebraică înseamnă a te bucura de un adevărat festin, festinul dragostei. Enjoy it to the fullest. Bucură-te de acest festin al dragostei în profunzimea lui, în întregimea lui. Feast on the pleasure. Bucură-te de această plăcere.
Feast on the intimate oneness. Bucură-te de ceea ce înseamnă intimitate. Feast on the intimate knowing. Bucură-te de ce înseamnă a-l cunoaște intim pe celălalt. Now ladies, in the English Bibles, some Bibles do not say that this phrase is attributed to God. În unele versiuni ale limbii engleze se spune că acest verset, această expresie nu apare și nu este atribuită lui Dumnezeu. Some translations say the chorus is saying this. Alte traduceri spun că acesta este un corus. Now my Bible says it's God to the couple. În Biblia mea scrie așa: Dumnezeu către perechea despre care era vorba. And theologians, the best New Testament theologians that I have read, teologii, cei mai buni teologi ai Noului Testament, din care am citit multe, say this must be God. Susțin că trebuie să fie Dumnezeu cel care adresează aceste cuvinte. Because God is the only one who would be allowed in such an intimate setting. Pentru că Dumnezeu este singurul care căruia îi se poate permite să fie prezent la o asemenea intimitate. God is giving you a permission slip to enjoy his gift of sexual intimacy to the fullest. Dumnezeu îți permite să te bucuri de intimitatea sexuală în întregime, pe de-a întregul. Dr. Julie, psychologist. Dr. Julie, psiholog. Why do you think most women don't give themselves permission? De ce credeți că multe femei nu își îngăduie această plăcere? Well, I think some of it is that most women have learned about sex in the context of shame. Cred că din cauza că multe femei sau majoritatea au fost învățate că sexul este un lucru rușinos. I know for me, even as a little girl, I learned about sex in the context of shame. Chiar și eu, când eram mică, așa am învățat despre sex, că e ceva rușinos. Tell this story? Okay. I remember when I was about 5 or 6 years old. Țin minte că aveam vreo 5 sau 6 ani. And my mom had gone to the mall shopping. Și mama mea s-a dus la mall, la cumpărături. And while she was looking around at clothes, și s-a dus la raionul de îmbrăcăminte. I saw a mannequin that was dressed, but it was a male mannequin. Am văzut un manechin. Eu am văzut un manechin, așa un manechin bărbat care era îmbrăcat. And I was curious. Și am fost curioasă și eu. So I went up to the mannequin and I put my hand. Așa că m-am dus la manechinul respectiv și am pus și eu mâna undeva. Because I wanted to know what was there. Că vreau și eu să văd ce e acolo. What was there? Ce era de dedesubt? You'll have to try it. No. It was a bump. Era o umflătură. At least I had the common sense to go up to a mannequin and not a real man. Cel puțin am avut bunul simț să mă duc la manechin și la un bărbat adevărat. But my mom looked over at me horrified. Însă mama mea s-a uitat așa la mine îngroșită. And she said, "Julie, what are you doing?" Ce faci, Julie? A strigat la mine. And I remember that even now as a very little child. Și țin minte și acum că eram mică, nu? Being really embarrassed. Și așa m-am simțit de stânjenită. And that's a little cute story. Da, e o povestire așa, na, cu haz, poate. But most of us learned about sex in a much deeper context of shame. Dar majoritatea așa am învățat despre sex, într-un context din ăsta care ne-a sugerat că e ceva rușinos. Maybe it was through sexual abuse or being exposed to things that you shouldn't have seen as a child. Poate unele femei au învățat despre sex în urma unui abuz sau au fost expuse unor lucruri care le-au sugerat că sexul e ceva rușinos. Or being sexually active before marriage and you knew it was wrong. Sau se întâmplă că unele femei sunt expuse sexului și au relații sexuale înainte de căsătorie, iar vinovăția le macină din cauza asta. And some of the messages have even come from the church. And some of them? The messages. Iar unele dintre mesaje chiar vin din partea bisericii.
in the effort to make sure that teenagers don't have sex before marriage. În efortul ei de a convinge pe tineri să nu aibă relații sexuale înainte de căsătorie. The church can constantly communicate that sex is wrong. Și atunci biserica comunică prin aceasta în mod constant că sexul ar fi ceva greșit. Before you're married, the church constantly says no, 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 no. Înainte de a te căsători, biserica vine și spune nu, 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 nu. And then you get married and they say yes, 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 yes. După ce te căsătorești, biserica, tot biserica vine și spune la sex, da, 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 da. And that's confusing. Și pentru unii asta e confuz. Sometimes the shame that you felt before marriage. Uneori rușinea pe care ai resimțit-o înainte de căsătorie. Can get mixed with the pleasure you felt before marriage. Se poate amesteca cu plăcerea pe care poate ai simțit-o. And then when you feel that pleasure in marriage. Și apoi când simți aceeași plăcere în căsătorie, în cadrul căsătoriei. It's very hard to accept that something that was wrong is now right. Este foarte greu să accepți că ceea ce a fost greșit atunci, însoțit de vinovăție, acum este ok. And I think a lot of women can be married for decades and still struggle with this. Cred că foarte multe femei sunt căsătorite de zeci de ani și încă mai luptă cu chestia asta. But I think what we need to understand. Eu cred că trebuie să înțelegem. Is that God created sex first and foremost as holy and beautiful. Că Dumnezeu a creat sexul frumos și sfânt. And it's so holy and beautiful. Și este atât de frumos și atât de sfânt. That Satan has tried every way he can to destroy it. Încât Satan a încercat toate modalitățile și pe toate căile să-l distrugă, să-l ruineze. And part of working with God and serving God. Și parte din a lucra cu Dumnezeu, din a-l sluji pe Dumnezeu. Is redeeming sex in our own marriages and our own minds to be expression of what he intended it to be. Este răscumpărarea sexului ca să ajungă la locul pe care Dumnezeu l-a intenționat original. That's what Dr. Julie the psychologist thinks. Și asta crede Julie, doctor psiholog. All right, I think we should start with the questions. Cred că ar trebui să începem cu să continuăm cu întrebările. Citim și în românește, da? Cum să procedeze o femeie creștină când soțul ei privește din când în când pornografie? This is a very common problem even in Christian marriages. Este o problemă foarte comună, chiar și în căsnicile creștine. Many, many even godly men struggle with the temptation of pornography. Mulți bărbați iubitori de Dumnezeu au lupte de dus în domeniul acesta al pornografiei. And some can believe Satan's lie that because it's not an actual physical person in the flesh. Și unii cred minciunile lui Satan pentru că nu este un act fizic în trup, ceea ce văd ei acolo, nu îi afectează personal în trupul lor. That it's okay, there's nothing wrong with it. Și atunci cred minciuna că e ok să urmărească pornografie. But we know that this is not what the Bible says. Dar noi știm că nu asta spune Biblia. That Jesus said if you lust after a woman in your mind, you've committed adultery. Iisus spune dacă poftești o femeie, ai comis adulter. And the same is true of women. Și același lucru este adevărat și în cazul femeilor. We might not be tempted as much as men are to look at pornography. Poate că noi nu suntem atât de ispitite precum bărbații ca să ne uităm la materiale pornografice. But we can have our own forms of pornography. Dar avem propriile noastre forme de pornografie. Like romance novels. De cum ar fi romane din acelea cu descrieri. Știți, dumneavoastră. Like daydreaming about that perfect man out there that would be so much better than my husband. Ba chiar visăm uneori în mintea noastră, ne facem tot felul de scenarii cu bărbați care sunt mult mai frumoși, mai atractivi, poate mai perfecți decât soții noștri. And there are forms of female pornography that are really on the rise right now. Iar în lume la ora actuală există o industrie de a pornografiei feminine care se dezvoltă din ce în ce mai mult. Have you heard about the book series called 50 Shades of Grey? 50 Shades of Grey. Ați auzit de acea serie de cărți 50 de nuanțe de gri se numește seria? It's a series of three books written for women.
Este o serie de trei cărți adresate femeilor. And although there are no pictures. Și cu toate că nu există poze, imagini acolo în cărți. It is without a doubt pornography. Conțin pornografie explicită. It's as bad as looking at pictures on the computer. E ca și când te-ai uitat la imagini pornografice pe computer. And right now these three books. Și chiar acum cele trei cărți are number 1, 2 and 3 on the New York Times bestsellers list. Sunt numărul 1, 2 și 3 pe lista de bestseller a New York Times. They sell a copy every 3 seconds. Se vinde o copie la fiecare 3 secunde. These are women buying these books. Și femeile cumpără aceste cărți. And the American press has coined this phrase to describe these three books and many others that now have been written to follow. It is mommy porn. Iar presa americană le numește aceste cărți, folosește o frază pentru aceste cărți, anume pornografia mămicilor. So the first thing that we have to do in dealing with husbands who struggle with pornography. Primul lucru pe care trebuie să-l facem când avem de-a face cu bărbați care sunt implicați în pornografie pentru că vizualizează pornografie. Is do what scripture says and take the log out of our own eye first. Trebuie să facem ceea ce Scriptura ne spune să facem, să scoatem bârna mai întâi din ochii noștri. Have honest conversations about our own struggles and our own sins, whether they be sexual or not. Să avem conversații oneste cu privire la propriile noastre păcate, fie că sunt sexuale sau nu. And have compassion that this is a very, very difficult struggle for many men. Și să avem compasiune, trebuie să vă spun că aceasta este o luptă extraordinară pentru orice bărbat. But having compassion doesn't mean that we excuse it. Dar atunci când ne manifestăm compasiunea față de ei, nu înseamnă că îi și scuzăm sau le scuzăm comportamentul. Just because many husbands struggle with pornography doesn't mean that it's okay. Doar pentru că ei se luptă cu pornografia nu înseamnă că e în ordine. So a woman will approach her husband with a combination of both mercy but also a call to holiness. Aș sugera ca o astfel de soție să-și abordeze soțul cu milă și compasiune în inimă, dar și cu dorința de sfințenie. And while she has compassion for her husband, și în timp ce este plină de compasiune pentru soțul ei, she also invites him and begs him to be pure for their marriage. Ar trebui să-l invite și chiar să-l implore să-și sfințească viața pentru căsnicia lor. And this is really important. Și e foarte important. She learns to fight with him as a team. Ea trebuie să lupte împreună cu el, ca o echipă, pentru a birui în problema asta. He is not the problem. Nu el este problema. God calls them together to battle as a team against the enemy. Dumnezeu îi cheamă pe amândoi împreună ca echipă să birui această problemă. Okay, the next one. De ce doar noi trebuie să ne schimbăm? Nevoile noastre nu contează? Why only us women need to change? Our needs does not matter. Our needs don't matter. Yeah, okay. Why matter? Do you want me to take that one? Remember what we learned in the last hour about your power. Țineți minte ce am învățat în ultima oră despre puterea pe care o avem. You're not the only one that needs to change. Nu numai voi trebuie să vă schimbați. But you're the only one that you can choose to change. Dar voi sunteți singurele care puteți alege să vă schimbați. And if God had called me to speak to men, dacă Domnul m-ar fi chemat să vorbesc bărbaților, I would be talking about their power and how they should be using their power to change. Le-aș fi vorbit despre puterea lor și puterea lor de a se schimba. But you and I and Linda will not stand before God and answer for our husbands. Dar vedeți, voi, eu, Linda, nu vom sta înaintea lui Dumnezeu ca să răspundem pentru soții noștri. But we will stand before God and answer for ourselves. Însă vom sta într-o zi înaintea lui Dumnezeu și vom da socoteală pentru noi. And in many cases, și în multe situații, when you decide to change, când tu decizi să te schimbi, you also see the Lord begin to work in your husband.
începi să vezi că Domnul începe să lucreze și în soțul tău. And even if he never changes. Și chiar dacă el nu se schimbă niciodată. The Lord sees the choices that you make. Domnul vede alegerea pe care tu ai făcut-o. And those choices go with you, good or bad, into eternity. Și acele alegeri te vor însoți până în eternitate, bune sau rele, cum au fost. Okay. Cum să te porți cu soțul când el nu este creștin și te înșală și te respinge? Asta este una. Și a doua e legată oarecum. Ce să faci când soțul tău nu te mai dorește, când nu vrea sex? Nici chiar dacă te... Nici dacă tu îl inițiezi, așa. And the second one is... What are you supposed to do when he does not desire you in meditation? To approach a husband when he is not a Christian and he's cheating on you. Okay. Okay. Let me go ahead and answer that first question. Vreau să răspund la prima întrebare. Când soțul te înșală și te respinge, ce faci cu el? Of how you handle it when your husband is not a believer and he's cheating on you and rejecting you. Și nu este creștin. Those are two separate questions in some ways. Oarecum acestea sunt două întrebări separate. I think that in 1 Peter it's very clear how a wife is to engage with her husband who's not a believer. Cred că în 1 Petru se spune foarte clar cum ar trebui să se poarte soția atunci când soțul ei nu este creștin. Peter, in essence, says, use your power wisely so that you can win your husband. În esență, Petru spune, folosește-ți puterea pentru a-ți câștiga soțul. And that applies also to sexual areas of intimacy. Și apoi aplică acest lucru și la domeniul sexual al intimității. And I've talked to women who are married to unsaved husbands. Am vorbit cu femei care sunt căsătorite cu soți necreștini. And there are many areas in their marriage that they can't agree on. Sunt multe domenii în căsnicia lor, în viața lor de familie, asupra cărora nu sunt de acord. They can't share spiritual intimacy. În care cei doi nu sunt în acord. De exemplu, într-o astfel de familie nu te poți bucura de intimitate spirituală. But these wise women have learned how to share sexual intimacy in a way that influences their husbands. Dar aceste femei au învățat cum să exprime intimitatea sexuală într-un astfel de mod încât să ajungă la o intimitate cu soțul lor. And shows them love. Și să le arate că iubesc. The second question, part of this question though, is what do you do with a husband who's being unfaithful? A doua parte a acestei întrebări ar fi ce să faci cu un soț care ți este necredincios. I want you to remember what Linda shared with you, that sex is about more than just your marriage. Vreau să vă reamintesc ce a spus Linda. Sexul este mai mult decât căsătorie. Throughout the whole Bible, God refers to the marriage covenant is something that expresses the covenant he has with his people. În Biblie, Dumnezeu folosește legământul căsătoriei pentru a ilustra legământul pe care el l-a făcut cu poporul său. And he takes unfaithfulness very seriously. Și Dumnezeu consideră necredincioșia ca pe un păcat foarte serios. When the Israelites began to worship idols, când israeliții au început să se închine idolilor, God says you have broken my covenant like a prostitute. Dumnezeu a spus, ați încălcat legământul, așa cum ar face orice femeie stricată. For this reason, God says that unfaithfulness in marriage is very serious. De aceea, când soțul sau soția înșală în căsătorie, este un păcat foarte serios. And scripture says it's one of the only reasons that God has permitted divorce. Și Scriptura spune că acesta este singurul motiv pentru care Dumnezeu îngăduie divorțul. And I've known many couples who have recovered from an unfaithfulness in marriage. Și eu am întâlnit multe cupluri care și-au revenit, adică au reluat relația de căsnicie după ce au experimentat o asemenea problemă în relația lor. And they've renewed their covenant. Și au fost nevoiți să-și reînnoiască legământul.
But when a man or a woman is unfaithful in marriage, însă când un bărbat sau o femeie este necredincios, necredincioasă în căsătorie, it's a very serious breach in their covenant. Se produce o spărtură extrem de serioasă în legământul dintre ei. And the marriage cannot continue until that's been addressed. Și căsnicia lor nu poate continua până când acea spărtură nu este reparată. And that might mean separation, it can mean definitely counseling with a pastor or a counselor. Cum se face asta? Uneori e nevoie de o perioadă de separare, alteori e nevoie de de consiliere la un psiholog creștin. So I believe it's very important for a wife or a husband. De aceea eu cred că este foarte important pentru un soț sau pentru o soție. Not just to pretend like this isn't happening. Să nu pretindă că treaba asta nu s-a întâmplat niciodată. But to address it as an absolute crisis in the marriage. Și să o abordeze ca pe o criză mare în căsnicie. Okay. The second question is about what do you do when your husband doesn't desire you sexually? A doua întrebare se referea la ce faci când soțul nu te mai dorește din punct de vedere sexual, chiar dacă tu inițiezi. If this is the same man as the first question, dacă acesta ar fi același bărbat ca la prima întrebare, if a man is having sexual intimacy with another woman, dacă bărbatul are intimitate sexuală cu o altă femeie, he very probably will not desire sexual intimacy with his wife. Probabil că nu va dori relație sexuală cu soția lui. But as Julie said, this is something that has to be addressed in the marriage. Dar așa cum spunea Julie, asta este o problemă care ar trebui neapărat rezolvată în căsnicie. And we will tell you that as we talk with women around the world, și pe măsură ce am vorbit cu femeile de pretutindeni din lume, that probably in 20% of marriages the man is not as interested as the woman is. Am constatat că în cam 20% dintre căsnicii bărbatul nu este atât de interesat în sex, în relație sexuală, cât este ea de interesată. In fact, this is becoming more and more of an issue in many marriages. Și am constatat că aceasta devine o problemă din ce în ce mai frecventă în căsniciile, în căsnicii. And there are many marriages where sexual intimacy just is not part of the marriage at all. Și există multe căsnicii în care intimitatea sexuală deja s-a pierdut, nu mai există. And this can be caused by medication. Asta poate datorită unor medicamente, unui tratament pe care unul dintre ei îl ia. By depression. Poate din cauza depresiei. Very often it's because the husband is involved in pornography. Foarte adesea se poate ca soțul să fie implicat în pornografie. Or because he is having an affair. Sau are o aventură cu cineva. And many women just are afraid to talk about the subject and so they just hope it will go away. Multor femeile este teamă să vorbească despre acest subiect și speră că va dispărea așa cum a apărut. But it needs to be talked about honestly and with love between the husband and wife. Dar sugestia ar fi ca cei doi, soț și soție, să vorbească despre situația asta cu onestitate și să încerce să o rezolve. And help often needs to be sought. Și adesea este nevoie să caute și un ajutor din afară. 1 Corinthians 7 verse 5. 1 Corinteni 7 versetul 5. Verse 4. 4. Says that a husband's body belongs to his wife. Spune că trupul bărbatului aparține soției. And a wife's body belongs to her husband. Și trupul soției aparține bărbatului. On your wedding night, what should have happened was a gift exchange. În noaptea nunții, ce se întâmplă, are loc un schimb de daruri. The husband gives the gift of his body to his wife. Soțul dă soției sale în dar trupul lui. And the wife gives the gift of her body to her husband. Iar soția îi dă în dar soțului ei
trupul ei. And whenever the wife or the husband begins withholding the body from their mate, și ori de câte ori soțul sau soția își țin trupul deoparte și nu-l mai oferă partenerului, it's something that needs to be discussed and help needs to be sought. Este o problemă care trebuie discutată și în care trebuie căutat ajutor. All right, ladies, a couple of you asked me personally, and it was on several sheets of paper, several questions. Au fost câteva dintre voi. I can't find the... Okay, but there were several that... Au fost câteva bilete în care se menționa ce se întâmplă dacă soțul meu vrea să aibă relații... Ceva de genul sex anal, sex oral. Cum să privesc chestiunile astea? Deci perversiuni în căsnicie pe care soțul le vrea de la mine. Ladies, we just did a survey of women. Am făcut un Christian women in America, un studiu asupra femeilor creștine din America. And questions about oral sex and anal sex were the most asked questions. Și vreau să vă spun că cele mai frecvente întrebări care ne-au venit au fost legate de sexul oral și sexul anal. You know, it would just be wonderful if in the scripture God had put in a book of the Bible. Ar fi fost minunat dacă în scriptură, într-una dintre cărțile Bibliei, if he'd listed every sexual act, Dumnezeu ar fi listat toate actele sexuale, and then he put yes or no by it. Și ar fi bifat, da asta, da asta nu. Wouldn't that be great? N-ar fi fost extraordinar pentru noi? He didn't choose to do that. Dar Dumnezeu n-a făcut asta. What he did was give us throughout scripture a list of prohibitions, a list of what he said no to. Ceea ce a făcut însă a fost să ne ofere o listă cu câteva interdicții, cu câteva lucruri în dreptul cărora a spus nu. And I don't think you'd be surprised at the things on this list. Și probabil că veți fi foarte surprinse să auziți câteva lucruri care se regăsesc pe această listă. Adultery. Adulter. Homosexuality. Homosexualitate. Orgies. Orgii sexuale. Prostitution. Prostituție. Incest. Incest. Things like this, God says no. Lucruri despre aceste lucruri Dumnezeu spune nu, astea nu. But there are so many things out there that he doesn't say no to. Dar există atât de multe lucruri la care nu spune nu. So as Julie and I thought about this, we said the first question you ask. Când ne-am gândit la treaba asta împreună cu Julie, am spus prima întrebare about any sexual act pe care ar trebui să o pui când este vorba de vreun act sexual is does God say no? Este Dumnezeu spune nu la practica asta? And the second question you ask, și a doua întrebare pe care ar trebui să ți-o pui, is it good for us? Este bună asta, practica asta pentru noi? And this is based on 1 Corinthians 10:23. Și ceea ce vă spun se bazează pe textul din 1 Corinteni 10 cu 23. 1 Corinteni 10 cu 23. Okay. Let me see what's written in Romanian. Ok. Să citim 1 Corinteni 10 cu 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Ok. It says everything is permissible, but not everything is beneficial. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Everything is permissible, but not everything is constructive. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc sau sunt constructive. And I'm going to kind of paraphrase the end of this verse. Și vreau să parafrazez oarecum sfârșitul acestui verset. And apply it in marriage. Și să-l aplic la căsătorie. Says we should not seek our own good, but the good of our husband.
Noi n-ar trebui să ne căutăm propriul nostru bine, ci binele soțului. Says the same things in Philippians 2. Același lucru se spune și în Filipeni 2. Linda, don't just look to your own interests or what you want. Linda, nu încerca să cauți ce îți place ție sau ce vrei tu. But look to the interests of your husband. Ci caută mai degrabă ce îi place soțului tău. Ladies, is it good for us? Practicile astea sunt bune pentru noi. Christian couples are going to answer that question very differently. Și vreau să vă spun că cupluri creștine au răspuns la această întrebare foarte diferit. As Julie and I looked down the list of 10 prohibitions in Scripture, în timp ce priveam împreună cu Julie lista cu aceste 10 interdicții din Scriptură, we don't see anything on that list that would say that oral sex is wrong. N-am găsit sexul oral pe listă, de pildă. So the question you would need to ask is it good for us? În cazul în care nu-l găsești pe listă, trebuie să-ți pui întrebarea. Este bun pentru noi? That's a very personal question. Chiar asta este o întrebare foarte personală. And it would take a very personal answer. Și va necesita un răspuns foarte personal. Ladies, God gives so much freedom. Dumnezeu dă atât de multă libertate. But he asks us to seek God's wisdom for us as a couple personally. Dar ne pune în vedere să căutăm înțelepciunea lui în relația de cuplu, în viața sexuală. Is it good for us? Does it contribute to love? Practica aceasta despre care vorbim contribuie la dragostea dintre noi? I'll take the second question about anal sex. Și acum vreau eu să abordez puțin problema sexului anal. Can you believe we're up here talking about this? Bine să crezi că vorbim despre așa ceva, Linda. Tell them what the doctor said. I will. Again, when we look at the list of prohibitions in Scripture, când privim la această listă de interdicții în Scriptură, we don't see anal sex mentioned. Nu vedem aici sexul anal menționat. God does say that sodomy is wrong. Dumnezeu spune că sodomia este într-adevăr un păcat. And some people have interpreted that to mean anal sex. Și unii oameni au interpretat asta sex anal. But that's not what the word means in the original language. Dar în limba originală nu asta înseamnă cuvântul, nu la asta se referă. That is talking about sexual acts between a man with another man. Se referă la un act sexual între doi bărbați. So we ask the question, does God prohibit it? Și atunci ne punem întrebarea, Dumnezeu interzice? And we don't see that God prohibits it. Și nu găsim nicăieri că Dumnezeu l-ar interzice. But the second question we asked for you to ask between you and your husband is it good for us? Dar vine a doua întrebare și întrebarea asta trebuie pusă în cuplu, între soț și soție. E bun pentru noi? Linda and I have talked to several medical doctors about this question. Am discutat și eu și Linda am discutat cu medici pe chestiunea asta. And almost all medical experts would agree. Și aproape toți experții în domeniul medical sunt de acord. That this part of the body was not intended for sexual use. Că această parte a trupului, anusul, nu a fost intenționat pentru relație sexuală. The tissue of that part of the body is very thin and tears very easily. Țesutul acestei părți a trupului este foarte subțire și se rupe foarte repede. It is also filled with bacteria that can cause disease. De asemenea, este plin de bacterii care pot cauza boli. And most medical experts would tell you this is not medically beneficial. Și cei mai mulți experți în domeniul medicinei va răspunde că nu este un act benefic. It's not good for your body. Nu este bun pentru trup. As one doctor put it, așa cum spunea unul dintre doctori, God made this as an exit, not an entrance. Dumnezeu a făcut ca asta să fie o ieșire, nu o intrare.
There's a third question that we ask about any sexual act. Mai este o întrebare pe care ar trebui să o punem în dreptul oricărui act sexual. Okay, the first question was, is it prohibited in Scripture? Does God say no? Prima întrebare a fost, este interzis în Scriptură? A spus Dumnezeu nu, clar, cu privire la el? The second question is it good for us? A doua întrebare, este bun, benefic pentru noi ca și cuplu? The third question is it only us? Și a treia întrebare, what do you mean by that? Okay. Este doar pentru noi, între noi doi? Asta este a treia întrebare. Se referă doar la noi doi, la relația dintre noi doi? God gives such freedom to one husband and one wife in private. Dumnezeu dă libertate, o libertate mare relației dintre soț și soție în intimitatea lor. But if you or your husband bring someone else into your one flesh intimacy in your mind, însă dacă în relația aceea intimă dintre voi doi, în mintea unuia dintre parteneri mai este adusă o a treia persoană, deci dacă în patul vostru mai intră încă o a treia persoană, chiar mental, in your heart, în inimă poate, on a piece of paper, poate pe o bucată de hârtie, on a DVD, poate pe un DVD, on a video screen, poate pe un panou video, or in the living flesh, sau chiar prezent în carne, you have desecrated your one flesh intimacy. Poți să spui că ai desacralizat intimitatea familiei, intimitatea cuplului, relației. Hebrews 13:4 says, Evrei 13:4 spune așa: to keep the marriage bed in holiness and honor. Să ne păstrăm patul nespurcat. So only one husband and one wife. And ladies, this is so important today. Așadar, dragile mele, soț și soție, atât. E foarte important ce vă spun. I want to tell you about a friend of mine. Vreau să vă povestesc despre o prietenă. She was a missionary in Latin America. A fost misionară în America Latină. And her husband became involved in pornography over the internet on the mission field. Și soțul ei s-a implicat în pornografie, se uita la filme pornografice pe internet, aflat în câmpul de misiune. And when they came back to America, her husband asked her this. Și când s-au întors în America, soțul ei a întrebat-o: go with me to a topless bar. Adică n-a întrebat-o, a invitat-o, i-a cerut să meargă cu el într-un local unde era striptease. And watch X-rated DVDs with me. Și a invitat-o să urmărească filme XXX din acelea, porno, împreună cu el acolo. And this precious godly Christian wife, iar această soție evlavioasă și atât de prețioasă, did both of these things. A făcut ce i-a cerut soțul. Because she wanted to be a good wife. Pentru că își dorea foarte mult să fie o soție bună. But in doing them, she was desecrating the marriage bed. Făcând asta însă, a pângărit patul căsniciei lor. Because God's beauty and freedom is for one husband and one wife in private. Pentru că frumusețea și libertatea pe care Dumnezeu o dă în relația de căsătorie aparține doar soț, soție împreună și nimic altceva. Surorile ar vrea să răspundă la întrebări care țin strict de sex și sunt bilete aici care țin mai mult de relația de căsătorie, nu neapărat de sex, așa că trebuie să facem o selecție. Can you make a resume? Yes. Okay. This question says, how can we enjoy our sex life? Această întrebare spune așa: cum ne putem bucura de viața sexuală? And fix the problems in our relationship when both me and my husband. Și în același timp să rezolvăm problemele care au apărut în căsnicia noastră, atâta timp cât și eu și soțul meu had other sexual relationships before marriage. Am avut alte relații sexuale înainte de căsătorie.
And I think that question represents probably quite a lot of you. Eu cred că această întrebare probabil se sau destul de multe femei se raportează la această întrebare. That you and or your husband brought baggage into your marriage. Când într-o căsnicie, atât tu ca femeie, cât și soțul tău au adus un trecut sexual cu ei. This message or the answer to this question goes beyond just what we're talking about in terms of sexuality. Această întrebare trece dincolo de ceea ce am discutat noi despre domeniul sexualității. But goes back to the message that we talked about this morning about forgiveness. Dar aici avem de-a face cu ceea ce am discutat în dimineața asta despre iertare. And for many women, again, forgiveness is something in their head. Pentru multe femei iertarea e doar la nivel rațional. They believe that at some level God's forgiven them. Ele cred că da, Dumnezeu la un anumit nivel, până la un anumit nivel Dumnezeu le-a iertat. But that forgiveness has never reached their heart and really set them free. Dar acea iertare n-a ajuns undeva la nivel emoțional al inimii ca să le elibereze. And they may even believe that because of the mistakes they made before marriage. Și s-ar putea să creadă, să continue să creadă că datorită greșelilor făcute înainte de căsătorie, that they don't deserve to enjoy sexual pleasure in marriage. Nu mai merită să se bucure de plăcere sexuală în cadrul căsătoriei. And I believe that this is a lie that Satan wants women to hang on to. Eu cred că aceasta este o minciună de care Satan vrea ca femeile să se agațe. Because when God says that I've forgiven your sin, când Dumnezeu spune eu te-am iertat de păcate, he means that he's forgiven your sin. Înseamnă că ți-a iertat toate păcatele. And he doesn't just stop there. Și nu se oprește aici. He says as far as the east is from the west. Și spune cât e de departe apusul de răsărit. So far as I have I separated your sin from you. Atât de departe am aruncat păcatele tale de la tine. And when Linda read about God's blessing over the sexual union between a husband and wife. Și când Linda va vorbi despre binecuvântarea pe care Dumnezeu o lasă peste relația de cuplu. That includes couples who have made mistakes. Aici este vorba sau asta include și viața aceea plină de greșeli pe care le-ai făcut înainte. I think one of the most encouraging stories in the Bible that expresses this. Cred că una dintre cele mai încurajatoare relatări din Biblie care exprimă acest lucru is King David and Bathsheba. Este cea dintre împăratul David și Bathsheba. As you know, they met in the context of sexual sin. Știți că cei doi s-au întâlnit în contextul păcatului sexual. And David went on to murder to cover up that sin. Și David a ajuns până acolo încât a trebuit să ucidă ca să-și acopere păcatul. But when Nathan confronted David about his sin, însă când Nathan a venit la el și l-a confruntat cu păcatul, David confessed it and wept about it. David a plâns, l-a mărturisit. And there were some consequences to David's sin. Și da, au existat consecințe ale păcatului lui David. But David ended up marrying Bathsheba. Dar David a sfârșit prin a se căsători cu Bathsheba. And they had a child together. Și au avut împreună un copil. And do you know what that child's name was? Și știți care era numele copilului? Solomon. Solomon. And God blessed Solomon. Și Dumnezeu a binecuvântat pe Solomon. And God chose Solomon to be the next king. Și a ales pe Solomon ca viitor rege. So there needs to be repentance about all sin, including sexual sin. Da, trebuie să ne pocăim de toate păcatele, inclusiv de păcatele sexuale. And honesty and perhaps even grieving. Cu onestitate și poate chiar cu durere. But when God says it's finished, it's done, he means it. Dar când Dumnezeu spune s-a isprăvit, s-a făcut, s-a iertat, înseamnă că așa este. And he gives you his blessing to pursue sexual intimacy together as he intended it to be. Și îți dă binecuvântarea să te bucuri de relația sexuală cu soțul tău așa cum el intenționează să o faci. We just want to say thank you for being such a wonderful group and letting us share these things with you and vreau să vă mulțumesc că ați fost un grup extraordinar și ne-ați îngăduit să împărtășim cu voi aceste lucruri. And we are just excited that Passion Pursuit, which will answer, we hope, all your questions. Și suntem de-a dreptul entuziasmate să ne dăm seama că proiectul În căutarea pasiunii
will be available sometime late next year in Romania. Care va răspunde tuturor acestor întrebări, va fi disponibil anul viitor în România.